Bineînțeles că sunt ultra mulțumit de ce s-a realizat. Este practic al doilea pas care se face după reanimarea care este anesteziei terapie intensivă. Și sperăm ca lucrurile din punct de vedere al infrastructurii să continue în așa fel încât spitalul ăsta să arate ca un spital performant al secolului 21. Pe perioada în care s-a construit, s-a regândit acest nostru bloc operator, n-a fost ușor pentru nimeni. Nici pentru Consiliul Județean, nici pentru echipa tehnică, nici pentru noi doctori și probabil, în mod sigur, și pentru pacienți. În sensul că s-au făcut eforturi de punct de vedere strict medical să rezolvăm toate cazurile numai în două sări care erau gata de acum 2 ani. Care nu aveau de chirurgie generală, da. Toți ceilalți chirurgi au acceptat ideea de a se suprapune diverse specialități pe o singură sală, să-și prelungească programul operator peste orarul obișnuit de lucru. Au mai fost și mici sincope, dar nu vreau să trec peste ele pentru că sunt firești. Important este că am ajuns în acest moment în care să-i zicem un moment zero pentru chirurgie în general la Spitalul Județean Brăila, în care putem porni o nouă etapă în tratamentul pacienților. Adică, la acest moment, blocul operator este funcțional 100%. Da. Mai puțin personal. Cât aveți nație? Personalul există.